Acest coș este de la familia Voronin, mulțumim. Să știți că clubul de dans sportiv Codreanca astăzi nu este doar un brand, precum spuneam la începutul acestui spectacol, este o concepție, este o afacere foarte complexă, foarte dificilă. Este o afacere, dar care gândul căreia rezidă la, la unul principal. Muncă, muncă și iar muncă. Munca trebuie să fie apreciată. Iată aceste jerve de flori. Vin pentru Codreanca, din partea omului de afaceri Vladimir Colesticenco. Mulțumim foarte mult pentru flori. Artiștilor și sportivilor le place când le se dăruiesc flori. Florile sunt expresia supremă a admirației. Doamnelor și domnilor, cei cărora le datorăm frumoasa poveste de succes a clubului Codreanca sunt firește Petru și Svetlana Gozun. Tot ceea ce au trăit, au visat sau au întreprins acești doi mari artiști s-a desfășurat. S-au dăinuit ca o mare operă realizată în numele și doar în numele dansului. Dragostea de dansul sportiv i-a adus alături. Apoi i-a făcut pereche de dans încă în 1975. Apoi i-a făcut cuplu familial. De Codreanca și-a legat destinul și fiica lor Elena, ginerele Dorel, dar și cei trei nepoței, Daniel, Anton și Petru. O adevărată dinastie artistică și sportivă. Haideți să-i aplaudăm. Iată de ce la Codreanca este ca în familie, ca într-o familie frumoasă. Cu drepturi, responsabilități, cu foarte multă disciplină, așa este Ana Matus. Disciplină, exact zice Anișoara Matus. Și foarte multă muncă pentru a avea dreptul să te consideri cel mai bun. La 40 de ani împliniți, Codreanca mai e și o istorie a vieții și activității câtorva generații întregi de dansatori, dansatori sportivi, care înainte să ajungă maestri, să ajungă celebri, au fost și ei cândva mici, mici de tot. Ca și cei care vor veni acum în fața dumneavoastră cu câteva compoziții coreografice. Prima, o să o recunoașteți, foarte populară, cel puțin în anul trecut și în anul ăsta, la o bătălie în stil Gangnam Style. Opa, Gangnam Style! Gangnam Style! Gangnam Style. Yeah.
Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. 비는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 비는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빠 강남 스타일. Aplauze, aplauze, aplauze! Cei mai zglobii, cei mai talentați, viitorul clubului Codreanca. Iar acum, liniște! Vin panterele roz.
Nici o grădină zoologică din lume și nici o junglă nu se poate mândri cu atâtea pantere roz frumoase și talentate. Acum haideți să învățăm să exclamăm împreună Piquinito! Algo pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito, algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito, un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido, amor. Mi vida se derrumba, me partes el corazón. Trata pronto de cambiar. El tiempo se termina, hora de verdad. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito, oh, 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 algo chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito, tu pelo al viento que se enreda entre mis manos al calor. Has sabido comprender pequeñas cosas son las que hacen esto arder. Ahora trata de cambiar. El resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora sí me das, que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar. Algo pequeñito, aplauze pentru Piquinito. Doamnelor și domnilor, de la lirica spaniolă la ritmuri ucrainești. Din nou, tinerii dansatori de la Codreanca antrenați într-un gopac.
Codreanca și Nelly Ciobanu. Nelly Ciobanu și Codreanca. Bravo. Bineînțeles că mă alătur și eu tuturor felicitărilor frumoase vis-a-vis de acest frumos club de dans, cel mai frumos din lume pe care l-am văzut vreodată. Codreanca, la mulți ani, mult noroc și realizări cât mai frumoase. Ați văzut acești pici, sunt grupa cea micuță unde a mers și fetița mea, sper în curând să preia lecțiile, așa că la mulți ani încă o dată sper să o văd și eu atât de frumoasă precum sunt acești copilași. Iar acum pentru dumneavoastră și pentru cei de la Codreanca, tu iubire! Haideți cu mine! Privesc înapoi, văd tot ce-a fost mai frumos între noi. Clipe sublime, cum vezi în filme cu noi doi. Nu știu ce simți tu acum, de când avem amândoi un alt drum. Dar știu că în mine e o parte din tine. Ce
pățit, m-a durut, dar simt că nu este totul pierdut. Dragostea mare, nici când nu moare, n-ai știut. Tu iubire, iubire, îi mi-aduci fericire. Ciobanu. Mulțumim frumos, Nelly, pentru surpriză. Mulțumim, dragi prieteni, continuăm. La cei 40 de ani de activitate ai ansamblului Codreanca, Svetlana și Petru Guzun, să știți că au adunat mii de discipoli. Numărul lor însă sporește de vreme ce maestrii Guzun sunt profesori universitari la Catedra Pedagogie, la Universitatea Pedagogică Ioan Creangă din Chișinău, specialitatea dans sportiv și modern. Iată-i acum pe discipolii dumnealor, studenții Universității Pedagogice Ioan Creangă, cu un hip-hop. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop or mad it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop or mad it. She was more like
studenței de la Universitatea Pedagogică. Mulțumim! Dragi prieteni, în prezent, Codreanca este cel mai mare club de dans sportiv din lume. El are peste 1000 de membri. Eu cred că putem să aplaudăm aceste extraordinare performanțe. Peste 1000 de membri, are echipe cu perechi, multe perechi scenice individuale, ale lot de rezervă, grupuri de juniori, grupuri satelit, grupuri începătoare și este disponibil să participe practic la orice gen de competiții de dans sportiv. De altfel, apropo de filialele clubului Codreanca, în Republica Moldova, ele activează la Râbnița, circa 60 de copii, la Rezina, 110 copii, la Comrat, 150 de copii, la Steuceni, 110 copii. Ne mai vorbim de filialele care au activat la Cimișlie și la Ungheni. Iată îi prezenți astăzi la acest spectacol magial pe cei de la filiala din Comrat. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. What's moving? I'm moving. I like your style of dancing. How charming, just a rat I load him up and he just snap up. I was 16 fights around and then I go bum bum. Growing up in the dark and at night and so I go boom. Aplauze pentru filiala de la Comrat, Codreanca. Mulțumim frumos, fetițelor. Dragi prieteni, anual în toate colțurile lumii, de aceea anual, lunar, săptămânal, au loc zeci, sute de competiții de dans sportiv. Viața dansatorilor sportivi se aseamănă foarte mult cu cea a artiștilor de circ. Ei sunt mereu pe roate, inclusiv a dansatorilor din Moldova. Cei care participă la cele mai prestigioase competiții de dans sportiv și concurează la egal cu cei care le fac, de fapt, concurență și care au frică de ei, într-un fel, cu dansatorii sportivi din Germania, din Rusia, din Ucraina, din Republicile Baltice, din Olanda, din Polonia, din Italia și așa mai departe. Dar, de fapt, Codreanca a devenit, între ghilimele, periculoasă și a inspirat frică celor mai tari concurenți
după o evoluare cu succes într-un campionat european din anul 1993, unde dansatorii noștri de la Codreanca au dansat una din cele două echipe puternice ale Germaniei, lucru pe care nu-l mai reușise până atunci nimeni. Să nu mai vorbim de sutele de perechi de dansatori care, evoluând la numeroase competiții și concursuri anual, revin acasă cu zeci de distincții, ne mai vorbim despre o poziție mai bună în ratingul mondial. De altfel, în anul 1991, la concursul din orașul german Mannheim, unde Codreanca a fost admisă cu statut de candidat, ei au impresionat într-atât de mult publicul și juriul, încât au revenit de acolo cu medalia de aur. Aceasta, de altfel, a fost prima medalie de aur obținută de Moldova ca și stat independent. Aplaudați-i pentru această performanță! Și eu, vorbind despre Codreanca, care a adus prima medalie de aur în viața statului independent Republica Moldova, vreau să-i salut încă o dată pe domnii președinți, domnul Petru Lucinski și domnul Vladimir Voronin. Bună seara! Pentru că viața de vârf sau zborul de vârf al Codrencii a început prin anii 90, sfârșitul anilor 90, când ați fost dumneavoastră președinți. Domnul Lucinski, ce înseamnă pentru dumneavoastră Codreanca? Ce înseamnă atunci? Bună seara! Felicitările mele cu această ocazie. Eu mi-aduc aminte de anul 1973, când eram secretar pe ideologia Comitetul Central și atunci, a partidului, și atunci s-a format, da. Comunist. Da, nu așa comunist, aici comunist. Da, atunci s-a format Codreanca și un șir de colective de dansă, dar a suportat Codreanca. Și nu numai că a suportat, dar are atâtea performanță că este un brand al Republicii Moldova. Deci eu mă bucur și știu o mulțime de oameni care se mândresc că copiii lor dansează sau au dansat în Codreanca. Știu o mulțime de oameni care se mândresc că fiica s-a căsătorit mai repede, fiindcă a dansat în Codreanca și are priorități. Deci e un moment de bucurie, e un moment când trebuie să le spunem succes și la mai mare, să ne bucure și în continuare, să aibă noi succes, dar noi să ne bucurăm. La mulți ani! Mulțumim frumos, a fost domnul Petru Lucinski. Domnul Voronin, dumneavoastră, pe timpul când erați președinte, nu ați visat niciodată să dansați măcar un dans ca și cei de la Codreanca? Numai aceasta ne-a lipsit atunci. Nu pișeră, în particular. Da. Stimați prieteni, stimați concetățeni care sunteți în fața ecranului Razurii, noi cu dumneavoastră suntem foarte fericiți și nu știu cum conștientizăm în mare măsură această fericire. Noi trăim într-o epocă a unor persoane extraordinar de talentate. Persoane care au promovat și promovează destinul țării noastre pe tot globul pământesc, pe toate hotarele. Cu ocazia acestei mari sărbători de astăzi, 40 de ani când a început activitatea Codreanca, salutări foarte frumoase lui Svetlana și lui Petru, cele mai frumoase, cele mai sincere. Și totuși eu vreau să mă întorc puțin înapoi. Spun despre aceea că totul pe acest pământ întotdeauna a fost și este supus voinței omului. Dacă omul este la locul lui, atunci totul se primește. Dar noi cu dumneavoastră trăim într-o epocă extraordinar de frumoasă. Aceasta este epoca lui Eugen Doga. Aceasta este epoca lui Vladimir Curbet. Aceasta este epoca lui Nicolae Bodgros. Avem fericire extraordinară. Ne-am rămas foarte puțin să avem așa oameni talentați, așa epocă să ajungă și în Parlamentul Republicii Moldova și în alte instituții de conducere a Republicii Moldova. Și atunci Moldova, pe drept, merită, și aceasta este și real, să fie una din cele mai bogate și cele mai atrăgătoare țări a lumii. La mulți ani, Codreanca! Mulțumim frumos, domnul Voronin, și atunci ne apucăm de dansat cu toată lumea.
Cine mai rămâne, dacă totul e pus la punct? Dragi prieteni, stimați spectatori și telespectatori, urmează două compoziții coreografice cunoscute. Cu prima, în anul 1997, Codreanca a câștigat bronzul în Germania și a devenit pentru prima dată campioană mondială. Compoziția Gypsy. Să cărdea pe tăvla. Aplauze pentru acest frumoși tineri dansatori. Urmează acum un mix standard. Thank you.
non è possibile la malattia di vivere, sapessi come verrà questa cosa qui, e se ti fa soffrire un po', punisci-la vivendola, è l'unica maniera, sorprenderla così. Più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa. C'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi di vivere. Mix Latino, Mix Standard, Codreanca. După logică, ar fi urmat Mix Latino, dar data viitoare. Evoluția dansatorilor de la Codreanca este mereu spectaculoasă, mereu aștepți de la ei ceva, de altfel m-a luat și pe mine limba pe dinainte cu Mix Latino, fie în compoziții solo, fie alături de mari maestri ai scenei. Rămânem tot la muzica standard, în ritmuri celebre de tango, cu Olga Ciolacu. Muzica
floare și un tango. Așa era în Spania de altă dată și noaptea sub fereastra luminată, chitarele la întrecere se luau, femei cu flori la bolero, zâmbind ne deau iubirea vinovată. Așa era în Spania de altă dată, un șal, o floare și un tango. Aș de tango cu Olga Ciolacu, Sandu Bârcă și Ecaterina Vealșina, campioane ai lumii la Junior 2. Cel mai frumos tango din lume, cu tine l-am dansat cândva și într-o seară minunată ți-am dat toată dragostea. Cel mai frumos tango din lume, de atunci îl fredonez mereu să-mi vorbească despre tine și să aline dorul meu. Când vreodată-l de mai auzi, poate-ți vei aminti că tangoul care s-a învechit altădată ne-a unit. Cel mai frumos tango din lume, cu tine l-am dansat și într-o seară minunată ți-am dat toată dragostea. Tangul de odinioară îl vom dansa și-n astă seară, flăcărat și plin de dor, e ritmul lui nemuritor. Un vechi tango de altă dată, prin amintiri ușor ne poartă, iar ochii tăi ce mă privesc, îmi spun în taine, te iubesc. Să dansăm un tango, cea mai dulce melodie, un tango plin de jar, un vârtej de armonie, un tango fermecat, inima ne-nfiloare, un tango minunat, ne-ndrăgostește iar. Alături de Olga Ciolacu dansează Nicolae Daren și Natalia Seredina. În anul acesta, pentru prima oară, ei au reprezentat Moldova în finala campionatului european, ocupând locul 5. Să dansăm un tango, cea mai dulce melodie, un tango plin de jar, un vârtej de nebunie, un tango fermecat, inima ne-nfioară, un tango minunat, ne-ndrăgostește. Olga Ciolacu, Nicolae Darin, Natalia Seredina și mai devreme Sandu Bârcă și Ecaterina Vealșina. Vă mulțumim mult! Dragii mei, vreau să vă spun că pe Svetlana și Petru Guzun eu îi cunosc încă din tinerețea mea. Vreau să vă spun că în primul clip pe care l-am filmat eu în viața mea, i-am avut în spate pe Svetlana și Petru Guzun.
i-am urmărit timp de o viață și am fost întotdeauna. De la șosea vin boierii, vin să bea, vin boierii, vin să bea și să asculte muzica, și să asculte muzica. Nu socoți boierii banii, chefuiesc ascult țiganii. Asta e plăcerea lor, e voia boierilor, e voia boierilor. Haide lăutare, cântă la vioară, zi una de inimioară. Viața este scurtă, hai să o facem lată, că trăim numai odată. Hai de lăutare, cântă la vioare, zi una de inimioară. Că viața este scurtă, hai să o facem lată, că trăim numai odată. Crâșma de la șosea vin boierii, vin să bea, vin boierii, vin să bea și să asculte muzica, și să asculte muzica. O țigancă sprincenată învârtește fusta roată, ca și din noi câteodată toți boierii se-nbată, toți boierii se-nbată, bă! Hai de lăutare, cântă la vioară, zi una de inimioară. Viața este scurtă, hai să o facem lată, că trăim numai odată. Hai de lăutare, cântă la vioară, zi una de inimioară. Că viața este scurtă, hai să o facem lată, că trăim numai odată, măi frate, mă! Crâșma de la șosea vin boierii, vin să bea, vin boierii, vin să bea și să asculte muzica, și să asculte muzica. Crâșmăriță, pui de lele, dar ea mai toarnă-n păhărele, ea mai toarnă surioară, că venim și mâine seară, că venim și mâine seară. Hai de lăutare, cânte la vioară, zi una de inimioară. Că viața este scurtă, hai să o facem lată, că trăim numai odată. Hai de lăutare, cântă la vioară, zi una de inimioară. Că viața este scurtă, hai să o facem lată, că trăim numai odată, bă! Mâncați-ași gura, bă! Șuca! Lai, la, lai, la, 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 Ciolacu. Și chiar dacă nu la vioară, la chitară, dansatorii de la Colegiul Național de Coreografie din Chișinău, conducător Iuri Gorșcov. Mulțumim frumos!
Dragi prieteni, oricât de numeroasă și de unită ar fi familia Codreanca, discipolii acestui club cresc, își întăresc aripile și zboară departe, asemeni păsărilor. Așa și ea a venit la Codreanca încă în anul 1975, iar prim pedagog i-a fost chiar Petru Guzun. Apoi, pedagog i-a fost și surioara Svetlana Guzun. A cunoscut aici emoția primilor victorii și a fost mereu pasionată de stilul latino. Din anul 1984, după modelul ansamblului Codreanca, creează un club sportiv pentru juniori numit Copilărie, pe care îl conduce și unde antrenează până în prezent. Este vorba despre doamna Raisa Portărescu, pe care o salutăm cu aplauze, și salutăm și pe cei de la clubul de dans sportiv Copilărie, antrenați într-un vals.